Bună, am revenit cu un nou videoclip, iar astăzi mă voi trezi la 7, timp de o săptămână, oricum 2 săptămâni mă trezesc la ora 7 dacă reușesc. Așa că dacă vreți să vedeți challenge-uri, îl găsiți pe TikTok. Am făcut un challenge în care, bine, nu eu l-am făcut, de fapt, ideea este a unei fete. Dacă vă duceți la primul videoclip, veți găsi fata de la care am luat această idee. Și următoarele cerințe sunt să mă trezesc la 7, să stau o oră pe TikTok, pe YouTube, să învăț 2 ore și să citesc 50 de pagini dintr-o carte. Și da, deja am început azi, sunt la ziua 2, deci vă invit și pe voi să vă uitați la acele videoclipuri. Așa că am să fac și un videoclip pe YouTube în care să mă trezesc la ora 7 și să fie mai detaliat, pentru că în acel videoclip am arătat ce am făcut pe parcursul zilei, doar că, nu știu, pe YouTube pot să filmez mai mult și... Da, aș vrea să fie și aici un videoclip. Deci o voi apuca să citesc și după voi mânca și mă voi duce la dentist pentru că mă doare măseaua foarte tare și am o carie și trebuie să mi-o facă. Nu mai pot să stau așa. Că nu mai pot să stau așa. Și ce pot să mai zic? Sper să vă placă acest videoclip și vizionare plăcută! These kind of things where they make man see ya. And me, I understand, so your dad know like me la. See me, I won't make it, no, see me there for you, cara. And if not, you price me that, I feel like those, see ya. I never tried it for nothing. This love will make me the dark man shit. It's not the way that you want, man, can tell me with this all thing, all thing, all. I never tried it, oh, baby. This love will make me the stunty. No, no. I'ma go tell me what's up in God. I'ma ask me every day, yeah. I'ma girl, I wanna make you. Baby, I'ma like make you. Oh, baby, oh, no, no. Wanted you to stay too long, just wanted you to show me up. So
won't you say my name? Say my name. If you claim you want me, it ain't no thing. You acting kinda shady. You ain't been calling me baby, yeah. Boy, you can go stop playing games, playing games. I know you see it in my line, I'm on your mind. Match your words with your actions. I need more than satisfaction. Did you really feel that action? Really wanna give you all the legs in front of your friends. How that works. Ok, deci este 9:30. La 10:30 va trebui să fiu la dentist. Am dat doar cu gloss, dar s-a dus și el. Cu anti-charcan foarte puțin pentru că m-am grăbit să fac un videoclip și anume un haul de pe Shein. Sper să postez haul-ul înainte pentru că nu vreau să vedeți ce haine mi-am comandat. Deci, haideți să facem un outfit check. Sper să vedeți și partea din jos, dar ar trebui să mă duc foarte departe. Deci, cam aceasta este. Îmi place foarte mult. Și cu gentuța. Iar după ce voi veni de la dentist, 100% nu voi avea voie să mănânc o oră, așa că voi aștepta, iar după aș vrea să mai citesc puțin, deoarece azi dimineață n-am mai citit, deși eu citeam mereu dimineața când mă trezeam și mai târziu, adică măcar 10 pagini să fi citit sau 5, dar n-am avut timp. Și da, după nu mai știu ce să fac, așa că nu știu cum va fi ziua mea de azi, dar veți vedea pe parcurs. Iar acum, haideți cu mine, deja sunt în bucătărie, dar voi pregăti micul dejun cu voi. Și anume, îmi voi face clătite, dar îmi voi pune și proteină. Și le voi mânca cu sirop de arțar și pudincă proteică. Deci acum haideți să trecem la treabă pentru că trebuie să-mi fac clătitele, să le și mănânc, să mă și spăl pe dinți și să mai și ajung la 10:30 și e 9:30. Da, deci ar trebui să mă grăbesc. Îl vom seta la 0, perfect. Îmi va trebui și un bol și ar putea să fac cu făină special mur. Bine, păcat că mă vedeți voi în partea asta, dar e foarte amuzant. Așa, aș putea să folosesc această făină pentru clătite, special pentru pancakes, doar că eu aș vrea să fac făină din opus. Și îmi voi pune 50 de grame. Am avut asta, să mai faci o dată la 50? O, 51. N-o să mai au ceva de acolo ca să fac 50. Și... ...30 de grame. Perfect. Acum
acum nu mai pot să zic asta. Așa. Puteți să mai puneți, stați ca să spun din minte. Puteți să mai puneți cacao sau scorțișoară. Eu voi pune scorțișoară pentru că îmi place scorțișoara, dar nici prea mult scorțișoară. Și după praf de copt. Jumătate, nu, pun tot sau stai. Ia, de ce astea de la doctor? Ah, ok. Sunt la fel. Dar de jumătate. Perfect! Iar acum puteți să puneți, da, deci tot videoclipul ăsta mă mișc de colo-colo. Puteți să puneți apă sau lapte, dar eu voi pune lapte. Iar acum voi amesteca. Deci nu-ți place mult pustă, deci nu mai pot. Îmi place prea mult. Pam, abia aștept să mănânc pancakes. Să vă arăt și cu. O să mai trebuiască să pun lapte, desigur. Și dacă ați ajuns până aici, eu zic că nu. Pentru că e foarte plictisitor, sincer, nici eu nu m-aș uita la mine. Așa. Vreau să-mi scrieți în comentarii dacă vă plac clătitele. Bine, până la urmă, clătitele pot fi și dulci sau sărate, adică una din două ar trebui să ne placă, ar trebui, sigur. Ne place. E ok consistența. Acum nu știu unde să pun telefonul ca să filmez, dar nu cred că mă veți vedea pe mine sau rezolvi. Dacă aș vedea, mamă, să nu mă fac de ulei. Dacă aș vedea și tava de făcut clătite ar fi perfect. Ok, l-a spălat, nu e. Am găsit-o. Mă gândeam că e l-a spălat, dar nu e, deci e perfect. Deschidem aragazul. Perfect. Punem ulei. Ar trebui să fac videoclipul de gătit, dacă tot filmez atât în vlog. Dar mai trebuie și o paletă. Aș mai fi avut una, dar nu văd. Ah. Mici defecțiuni tehnice, ar trebui să o spăl, deci asta e paleta. Nu cred că vedeți ceva, dar o să vă arăt eu după. Și mai îmi trebuie și un bol ceva în care să le pun. Și le pune aici. Deci de aici pare că am pantaloni. Scuți. Dar e o pustită. Mai trebuie să aștept. Mamă, deci până fac eu clătitele astea, vor mai trece vreo 15 minute. Nu trebuie să le lăsați nici foarte mult. Eu la început număram câte 10 secunde și după verificam dacă le pot încoace.
Cred că asta cu număratul ar fi cel mai bine. Numărați 15, 20, la 20 prea mult, dacă e tava, la critica aia încinsă, cred că 10 sau 15, nu știu, pe acolo ar fi perfect. O să încerc să întorc și cu această paletă spatulă. Dar e de apă. O să șterg. Vrea să fugă de mine până și șervețelul, ați văzut? Nu vrea nimeni să stea cu mine. Parcă vreau să bat pe cineva. Așa. I'm chilling on the west side, boo. Call my home, girl, tell your best friend. Cause that's who I'm alone. Și sunt ochelaria de care o spuneam în vlogul cu folul. Acum câteva ore de la dentist, dar am cu foarte multe lucruri, deci am și dormit, am și învățat 2 ore, am și mâncat, chiar e bine. Și ce mă bucur e că am reușit să învăț și să citesc 50 de pagini, iar cu TikTok-ul și cu YouTube-ul oricum stau bine de obicei, pentru că de foarte multe ori când mă trezesc stau vreo 20 de minute, chiar mai mult, pe TikTok, iar pe YouTube în timpul zilei, adică mi-aș făcut task-urile oricum. Și da, acum cred că mă voi apuca să mai fac curat prin casă, iar după cel mai probabil mă voi uita la un serial și somn. Am uitat să menționez ceva foarte important, poate v-ați întrebat de ce am căștile, iar răspunsul este pentru că vreau să ascult muzică. Bine, ascultam și înainte să filmez asta, doar că m-am oprit pentru a vă spune și voi continua să ascult muzică. Oh, girl, I want to be dancing with you forever.
secret is normal. Think me as I am. Maybe it's magic every time I go to you. I'm here to the sun. Hold you for the night. Hold you for the night.